Dragi prieteni, anul 2020 a fost un an greu pentru cei mai mulți dintre noi. Probabil că acest an va fi cunoscut în istorie ca anul pandemiei de coronavirus. Fie ca bunul Dumnezeu, prin următorul colind, să așeze în sufletele noastre bucurie și pace. Pe pământul în care este acum necaz, ai venit, Iisus, te-ai născut, Iisus. În întunericul ce împărățește azi lumea de păcat, te-ai născut, Iisus, ai venit, Iisus. Suntem străini de iesle, ne-am îndepărtat de stea. Unde ești, Iisus? Ne-am rătăcit, Iisus. Printre noi sunt mulți ce astăzi sunt triși și plâng cu amar. Vrem să vii, Iisus, să ne aduci, Iisus.
Cineva m-a întrebat în aceste zile dacă sunt optimist sau pesimist. Am răspuns rememorând un răspuns mai vechi a unui episcop anglican. Nu sunt nici optimist, nici pesimist. Eu cred că Iisus Hristos a înviat din morți. Dragi prieteni, privind spre anul 2021, să ne aducem aminte că Iisus Hristos a întrupat, a murit pe cruce pentru păcatele noastre și a înviat din morți. Fie ca bunul Dumnezeu să ne pună în suflet bucuria păcii, să ne pună în suflet liniștea pe care o aduce credința și tăria speranței. La mulți ani!